Situație halucinantă în comuna Vânătorii. Părinții și elevii școlii din comună au ieșit în stradă pentru a-și manifesta susținerea față de directoarea școlii, care zilele trecute a fost schimbată din funcție de inspectoratul școlar județean din Mehedinți. Orice problemă a fost, femeia asta a rezolvat-o. Noi suntem mulțumiți. De ce o să dăie jos? Că vrea PNL-ul? Noi nu avem locuri disponibile. Dacă intră altcineva în locul ei, noi copiii nu-i mai aducem la școală, să fie clar. Nu îi mai aducem. Nici online nu mai facem. Nici online. Părinții copiilor instituției de învățământ din comuna Vânătorii sunt revoltați. Aceștia nu își doresc ca directoarea școlii din comună să fie schimbată. Din sursele noastre, se pare că zilele trecute toți directorii din județul Mehedinți au fost chemați la sediul Inspectoratului Școlar Județean pentru a se înscrie în Partidul Național Liberal. Zi și făcut. La numai câteva zile au început să cadă capetele celor care nu au dorit să ia parte la politizarea învățământului din județul Mehedinți. E clar. Ce legătură are votul cu școala? Ce legătură are votarea? Că noi n-am votat PNL-ul. PNL-ul are voturile lui, noi avem voturile noastre la comuna noastră. Primarul și cu directoarea nu va pleca din comuna asta. E alegerea noastră pe cine votăm. Dacă noi vrem femeia asta să rămână, că suntem mulțumiți de ea, de ce PNL-ul s-o dea jos? Noi votăm cu PNL-ul, atunci, ne aducem înseamnă că noi nu suntem o țară democrată. Ba da, drept politic vrea să o dea în jos, ce nu înțelege? Suntem foarte mulțumiți de doamna directoare, este un director foarte bun, un învățător foarte bun și noi suntem foarte, foarte mulțumiți, da. Și copiii noștri sunt foarte mulțumiți de dânsa, îi iubește ca pe copiii ei, noi suntem mulțumiți. Politizarea sistemului de învățământ este o acțiune împotriva viitorului copiilor noștri, iar tragic este că în acest context social, actuala coaliție de guvernare nu mai știe cum să-și pună oamenii în funcții de conducere, lăsând la o parte toate criteriile de meritocrație și profesionalism pe care le fluturau în campaniile electorale. O iau de gât pur și simplu și dau cu ea de pământ dacă se întâmplă fiind să nu fie ea în școală. Deci eu pot să vă spun că altceva n-am ce să-i fac. Păi, deci copilul meu poate e mai rău, unul e mai bun, vine unul ia de gât, eu ce să fac? Că nu e director în școală, nu se poate. Nu ne dăm copiii la școală. Să stea să-și aducă doamna de unde are, să-și aducă PNL-ul care au copii să-i aducă aceia. Noi nu, doamna, atât. Nu suntem de acord cu schimbarea directoarei. Nu prea văd lucrul ăsta. Și nu înțeleg de ce nu vine să ne dea o explicație, care e motivul. Dacă nu vrea să vie, ne ducem noi. Mergem noi la Severin să ne dea sau la județ, egal, oriunde. Ce părere aveți despre faptul că este politic tot? Da. Așa e, dar de ce trebuie politica? De ce amestecăm copiii cu politică? Practic, copiii nu au niciun amestec în treaba asta cu politica. De ce să ne demită directoarea din funcție? Păi logică, asta e literă de lege, nu-i mai lăsăm. Nu vedem de unde, ei nu se folosesc de copiii noștri. Da. Deci se folosesc de copiii noștri, să lasă copiii în pace, să învețe ceea ce a învățat până acum de la directoare. Nu, dar acum pe bune, cum să vină aia care noi nici nu o cunoaștem, habar n-avem, nu ne cunoaștem nici copiii, nici nimica, nu, ăsta vii tu, te bagi în seamă. Pentru ce? Să dea femeia asta jos care a muncit pas cu pas? Păi a venit ca să se bage în seamă cu noi, măcar să veniți-o cu noi. Dar nu vedem, să cunoaștem, nu veni. Tristețe, indignare și multă furie, acestea sunt sentimentele pe care le simt locuitorii comunei Vânătorii atunci când văd că a fost mazilită de la conducerea școlii o directoare competentă, capabilă, cu suflet bun, care a fost alături de copiii comunei și care și-a dedicat ultimii ani dezvoltării educaționale a tinerilor din comună.